Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Ce faci, ai emoții? Mari! Foarte mari! Ai, mari! Eu să-ți țin băbăl băici. Am frici. The life of a champion, C-H-A-M-P-I-O-N. The life of a champion. Voi sunteți amici? Ea este... șefa mea. Viața mea dată în muncă. El lucrează într-o pizzerie. Eu manageriez o locație dintre cele 6 pizzerii pe care le avem. Cum l-ai descrie? Ca prietena? Un om foarte, foarte conștiincios, foarte... un prieten de nădejde, aș putea spune. O să-l vedeți, sper să-l vedeți, sper din suflet să treacă etapa asta și să-l descoperiți așa cum îl descoperim noi în fiecare zi. Om fain. Un om fain. Poftă bună! Cum era? Dușmănit voi fi de toate, fără a prinde chiar de veste. Eu voi fi? Da, tu vei fi. Tot ce mișcă în țara asta, râul Ramon, mi-e prieten numai mie. Da, da, ți-o crezi tu? Mă ciucă toți pe aici. Iar ție, dușman ți-este. Dușman știi ce este, ce cuvânt este? Dușman, turcesc. Nu. Deci, vine tocmai din India. Cum zici tu? Haideți să ne concentrăm, vă rog. Bă, mă concentrez. Să știi că văd același lucru. Ai auzit? Încă mă concentrez, văd același lucru. Ce este, mă? Mușculeț de porc. Puerc. Și... Țelină. Pire. Pire. Ui. Din ce ai gustat? Din piure. Așa bun? Arsura de la carne, pasat pe piureul ăla de cartofi. A făcut bine la piure. Și l-a făcut amar. Dar asta e de cartofi. Da. Are și cartof. Mamă, iar ăsta, cartoful prăjit este... Nu e cartof, aia e țelină prăjită. Pardon. Sau păstârnac prăjit. Foarte bun. Are și ceva sos pe aici, sau nu știu ce. Meniu de la Sidex Galați. Am văzut eu pe internet. Așa. La turnăturile de prin America. Se mai prăjește carne la aburie acolo, știi? Serios? Aha. Dau drumul la oțel, curge ăla. Păi așa, pe deasupra, da, acolo, și pun, așa? Și ei pun peste, peste burlanul ăla, pun un grătar. Și prăjesc carne pe aia. Nu dau seama dacă le place sau nu. Chiar cred că e cumva, e cineva care lucrează. Care lucrează la turnătorie, da. Ok. Nu e turnător la carmangerie. E carmanger la topitorie. Hai să votăm, dragilor, că nu știu despre ce vorbiți. La banii ăștia? Da. Salut! Salut, șef. Cum te cheamă? Mihai Botiș. Și ce faci tu? Cu ce te ocupi? Eu sunt pizzar. Pizzar? Pizzaiolo! De când faci pizza? 6 ani și ceva. Dar ai fost întotdeauna pizzar? Am... făcut sucuri la fru.
Așteptam să termin cuvântul, iartă. Că asta e cuvântul, de fapt. Jur, deja e genial. Eu am așteptat să termin cuvântul. Era, chiar așteptam. Nu te-ai supărat, nu te supăra pe noi. Atât îți trebuie. Ție ți s-a întâmplat să te imite oamenii? Da. Da. Și când râd oamenii de treaba asta, ce faci? Eu nu râd, clar că eu nu râd. Dar nici nu pot să mă supăr. Deci te distrezi și tu, nu? Nu chiar, dar nu mereu. Acum mă ce să fac? Tare și el dreptate. Ce să fac? Ce e memorat, reproducem foarte un cântec, de exemplu, îl cântă normal cursiv. Dar așa te-ai născut? Ai avut deficiența asta de mic? Nu. De la 8 ani și. Mai grav sau atunci a început? Știi? A evoluat? Da. Dar de ce? De ce? Ce s-a întâmplat de aici? Nu știu. A fost din neant. Familie? Nu mai am. De ce? S-au dus. Soție? Nu, sunt divorțat. S-au căsătorit, iar fostul soț al ei i-a luat copilul și nu vrea să îl dea. Sunt nicio formă, mai că te desparți de el sau... Da, și are înțeles la... Și era, adică, ok, pe el îl iubea, să-i dea. Și el e un om extraordinar. Să... Cu culmea, după ani și ani, ei îmi sunt familiani. Îl se duce, vizitează fata în continuare. Mulți ne-a luat să uit eu mai mult. La școală cum a fost? Zâmbind. 1-8 a fost strict lupta mea să fiu acceptat. Liceul mi-a a fost mama mai simplu. Și profesorii aveau răbdare cu tine? Da. Ei da. Dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă vrei să faci parte? Șef, Bobobontea. Bobobontea. Știi că așa o să spună ăștia de acum, nu? Bobobontea. Așa o să-mi facă de acum. Bobobontea. Bobobobobobobontea. Bob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 ontea. Așa o să-mi spună de acum. Bob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 
Bobobobobodea, de la tine, da? De la tine. Se zice marca registrată, băiatul, Bobobodea. Bobobodea. Hai, Leo. Mare păcat că nu putem să stăm mai mult cu tine. Să-ți arăt eu primul. Cartofii sunt făcuți la mână, corect? Da, da, da. Carnea ai prăjit-o un pic cam tare. L-ai acceptată pentru că e porc și trebuia să fie prăjit-o un pic mai mult. Mie mi-a plăcut gustul din farfurie, spun sincer, mi-a plăcut că n-ai trecut pe lângă sare, n-ai trecut pe lângă piper. Iar pireul de cartofi are cremozitatea care trebuie. Mersi mult. Poate că... poate că atenția mai sporită la carne te va schimba puțin în farfurie și atunci vei avea și de la mine un cuțit. Bun, atunci. Ce e asta? Vreau iau să fie chipsul de pă-pă-pă-stă-tă-tărnac. La banii ăștia? Da, da. Să zic că am mâncare gustoasă și chiar îmi doresc să mănânc o pizza din mâna ta. Abia aștept să mănânc o pizza din mâna ta. Asta e al tău. Bravo.
Nu sunt fericit. Cred că pulsul meu e două sute. Sunt foarte fericit. Te-ai înscăpat. Bravo, tu să mergi. Bravo, felicitări. Bravo. Ți l-am luat ca să ai mâinile libere, să poți să îmi îmbrățișez pe tine. Ce? Zici. Hai că e bine. Ești bine. Sunt, felicitări. E o parte din visul tău. Da, bun. E acolo sus și e mândră. Știu. Pentru mama ta. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.